Este greu de spus dacă este o veste bună sau nu, un lucru este cert. Este o știre importantă pentru toți șoferii. După amenzile mult mai mari, amendamentul adoptat astăzi este partea bună pentru șoferi. Despre ce este vorba ne explică Ionela Lucan. Ionela, te ascultăm, bună seara! Bună seara, Andreea. Dacă regulamentul rutier va fi modificat după actuala formă a proiectului de lege, atunci vom putea circula în localitate cu până la 69 de km la oră, fără să fim amendați, căci primii 9 km peste limita legală nu se sancționează. Totuși, cea mai sigură limită este cea impusă de fiecare în parte, deci dacă nu sunteți convinși că la o astfel de viteză puteți manevra autoturismul în condiții de siguranță, atunci mai bine ignorați această nouă modificare și să nu uităm că viteza rămâne principala cauză a producerii accidentelor rutiere. Tot în amendamentul votat astăzi se prevede și o creștere a limitei de deplasare pe drumurile expres la 110 km la oră. Mâine senatorii ar putea vota interzicerea totală a consumului de alcool la volan pentru că, spun inițiatorii, românii nu au încă simțul moderației. Andreea? Ionela, mulțumesc! Ignorat.